Salut jucătorilor, bine ați venit la un nou clip pe Arena Digitală. În clipul de astăzi vă arăt jocurile pe care mi le-am luat eu de Black Friday, pentru că am găsit ceva reduceri destul de interesante, niște jocuri pe care le duream de foarte mult timp, care în final au ajuns la un preț mai rezonabil. Haideți să-i dăm drumul și începem cu PlayStation. Pe PlayStation primul joc pe care mi l-am luat a fost Death Stranding, care a primit o versiune Director's Cut. Versiunea asta costa în mod normal vreo 25 de euro. Ce înseamnă treaba asta? Este de fapt upgrade-ul pentru PlayStation 5. E bine, mie mi s-a părut interesant jocul ăsta, cu siguranță deosebit de majoritatea jocurilor pe care le joc în mod normal, așa că am vrut să am cea mai bună experiență pe PlayStation 5. E bine, jocul ăsta se găsește acum la 10 euro, dacă deja ai cumpărat Death Stranding versiunea de bază. Și cam așa arată jocul ăsta, rulează acum în 4K 60 FPS pe PlayStation 5 și pot să spun că arată foarte bine. Sper să apuc să îl experimentez la maxim de sărbători. Ce părere aveți voi de jocul ăsta? Vă place cum arată? L-ați jucat? Ce părere aveți despre el? Uitați aici cum am intrat acum în joc. Pur și simplu suntem un fel de curier și trebuie să cărăm, uite, o grămadă de echipament în momentul de față la firma asta care ne plătește pe noi. Suntem un fel de fan curier, da? Cred că așa este de greu acum cu Black Friday și pentru curierii de la noi din țară, o grămadă de chestii de creat. Omul ăsta poate să care, din câte am văzut, până la 120 de kg și jocul se bazează pe traversarea diferitelor regiuni, da? Trebuie să găsești metode interesante de a traversa cu succes aceste zone. Da, uite, de exemplu, pe unde trebuie să mă duc eu pe aici. Nu cred că e cel mai bun loc, da? Vedeți ce realistic este mișcarea acestui personaj. Îmi place foarte mult cum este reprezentată și natura, dar jocul ăsta are și o parte mai dark, să-i spunem așa, dacă vreți să experimentați chestiile astea. Și uite că acolo mai găsesc încă o chestie. Da? Cu cât găsești mai multe chestii din astea, cu atâta este bine să le iei pe toate și să le duci. Vedeți, am 18,5 kg acum din 120 cât pot să duc. Da, jocul ăsta este destul de interesant. Ia uitați aici cât de faină este grafica. Da? Foarte, foarte tare. Dacă știți niște lucruri interesante despre jocul ăsta, le aștept în secțiunea de comentarii, pentru că eu încă nu am apucat să le experimentez la maxim. Al doilea joc pe care l-am luat este Miles Morales Spider-Man. După un an de la lansare, în final titlul ăsta costă acum doar 40 de euro, comparativ cu 70 de euro cât costă în mod normal jocul ăsta, da? Deci aproape la jumate. Eu zic că acum e momentul ideal să cumperi jocul ăsta dacă nu l-ai cumpărat deja. Poate de sărbători o să apuc să joc împreună cu voi și jocul ăsta, să vedem despre ce este vorba, pentru că este unul dintre cele mai bune jocuri lansate pe PlayStation 5 până la ora de față. Ce părere aveți voi despre Spider-Man Miles Morales? Ați apucat să-l experimentați? Ați vrea să-l jucați? Și ce sfaturi puteți să-mi dați despre jocul ăsta? Am luat și versiunea Spider-Man dinainte, așa că probabil ar face sens să trec cumva prin ambele ca să înțeleg toată povestea, da? E foarte important la jocurile exclusive de la Sony, există această poveste, acest fir narrativ și cred că este mult mai interesant să joci jocul știind toată istoria din spate. Din câte văd eu aici, rulează jocul în modul de performanță, în 60 FPS, probabil o rezoluție aproape de 4K, se vede totul foarte sharp, puteți să vedeți și voi cât de bine se vede și aș fi curios să văd dacă mă lasă să-l și controlez puțin, să vedeți și voi despre ce este vorba. Ok, și am intrat aici în joc și direct m-a dat, fiind aici Spider-Man cu geacă, pentru că este frig, nu am văzut niciodată pe Spider-Man îmbrăcat în geacă, dar da, cam așa arată Spider-Man îmbrăcat în geacă și vedeți că foarte, foarte bine se mișcă totul, performanța este extraordinară. Este un achievement ceea ce se întâmplă aici, pentru că, într-adevăr, avem o lume foarte, foarte bogată, foarte multe detalii, foarte multe chestii, foarte multe clădiri, foarte multe vehicule, foarte multe mașini. Din punctul meu de vedere, chiar ne arată jocul ăsta ce se poate obține
pe o consolă din asta modernă, da? Chestiile astea poate nici pe un calculator nu le visam acum câțiva ani. Și uitați că acum sunt aici pe PlayStation 5, pe o consolă care, dacă nu am avea problema asta de supply, probabil ar fi la un preț foarte rezonabil. Prețul de 500 de euro mie mi se pare ok pentru o consolă. Prețurile care sunt acum pentru console nu prea mi se par foarte ok. Hai să mergem puțin și pe clădirea asta, dacă tot suntem aici, să vedem puțin orașul. Uitați ce fain este și statuia asta. Foarte, foarte multe detalii faine și e clar că dezvoltatorul a pus foarte mult timp în crearea acestui joc. Uitați-vă și culorile ce interesante sunt. Chiar este un feeling aparte când joc jocul ăsta și mă bucur că în final am reușit să-l iau la un preț mai decent, oarecum mai decent, pentru că am putut aștepta, nu sunt cel mai mare fan Spider-Man, da? Și ăsta a fost al doilea joc pe care mi l-am luat de Black Friday. Al treilea joc pe care l-am luat este Sackboy A Big Adventure. Jocul ăsta, în mod normal, cred că costa vreo 60-70 de euro. Ei bine, și jocul ăsta a fost redus acum de Black Friday, versiunea PlayStation 4, PlayStation 5, la 40 de euro. Așa că am apucat să prind și aici o reducere. Jocul ăsta arată mai mult ca un joc de Nintendo, după cum puteți observa. Dar mie mi se pare foarte tare și sper să îl experimentez cât de curând, pentru că și la jocul ăsta cred că merită să te bucuri din plin de el. Ok, și cam asta este grafica jocului. Am pornit aici jocul. Ia uitați ce grafică faină are. Lumea asta se numește Craft World, adică un fel de lume făcută de mână. Da, observați că acest personaj este pur și simplu o mică împletitură, să-i spunem așa. Și bineînțeles, ăsta este un joc foarte relaxant, sper eu, să fie un joc relaxant, dar nu este cu zombie. De obicei, jocurile astea de la Sony, foarte multe dintre ele sunt cu zombie și mie nu prea îmi plac. Aici, pur și simplu, trebuie să găsești o modalitate, să treci de la un nivel la altul, strângând cât mai multe chestii din astea, colectând o grămadă de chestii. Ia uite, de exemplu, avem o nouă bucată dintr-un costum. Deci asta înseamnă că o să avem costume în jocul ăsta și probabil că sunt și o grămadă de chestii ascunse pe aici pe care trebuie să le descoperim. Ia, sunt eu curios dacă nu am uitat nimic pe aici. Dar vedeți, jocul acum rulează foarte, foarte fluid. Jocul ăsta există și pe PlayStation 4, din câte am observat, așa că și dacă aveți un PlayStation 4 și vreți să îl luați, poate acum este momentul să îl cumpărați. Și da, dacă vă place, poate o să facem și un live cu el. Mie îmi place foarte mult. Vedeți că arată foarte, foarte drăguț toată treaba asta. Și pot să spun că avem aici o grămadă de chestii care pur și simplu ne ajută hardware-ul de la PlayStation 5 să se vadă ele mai bine. Ați văzut o grămadă de reflexii, o grămadă de alte chestii. Poate ar fi interesant chiar o comparație cu varianta de PlayStation 4. Mai departe trecem la Xbox. Aici nu mi-am luat așa multe jocuri, dar primul dintre ele este VRC 10. E bine, eu sunt foarte mare fan jocuri de raliuri, iar VRC pot să spun că este unul dintre cele mai bune jocuri de raliuri. Cochetez cu VRC de pe la VRC 7 încoace. VRC 7 și 8 le recomand mai degrabă pe calculator, pentru că pe calculator rulează în 60 FPS, dar de la VRC 9 și VRC 10, ambele jocuri pe consolele next gen sau current gen, pentru că deja au fost lansate de un an, deci pe PlayStation 5 și Xbox Series, jocurile astea rulează în 60 sau chiar 120 FPS și mie mi se pare că jocul ăsta are un mod de a controla mașina foarte, foarte bun și poți să și câștigi, da? Poți să și câștigi în jocul ăsta pentru că ai o dificultate pe care o poți ajusta comparativ cu Dirt Rally 2, care este un joc foarte, foarte fain de raliu și foarte renumit în acest gen de jocuri. E bine, pe Dirt Rally 2 nu prea mă descurc așa bine, deși joc foarte mult jocuri cu raliu. Vedeți aici ce frumos poți controla mașina și peisajele sunt foarte, foarte bune. Pe VRC 10 multe stagii au fost refăcute complet și pur și simplu arată mult mai bine. Uitați ce frumos arată aici Finlanda cu ploaie, da? Îmi place foarte mult ploaia în jocurile astea de raliuri. Și da, zic că au reușit să facă un joc bun. Dacă aveți deja VRC 9, nu mi se pare că este o diferență foarte mare între VRC 9 și 10. Tocmai de asta eu am așteptat ca jocul ăsta să vină la jumate de preț. Da? Jocul ăsta în mod normal costa 50-60 de euro.
acum îl găsiți la 25-30 de euro. Aveți grijă atunci când cumpărați jocul să fie versiunea care este cea bună, pentru că, de exemplu, este versiune de Xbox One și versiune de Xbox Series. E bine, eu am luat versiunea de Xbox One, după care a trebuit să o returnez ca să-mi iau versiunea de Xbox Series. Dacă ții varianta de lux, ai ambele variante incluse. Nu prea îmi place strategia asta unde producătorul cere niște bani în plus pentru versiunea consolelor noi, dar mie mi se pare cam o prostie treaba asta, dar da, aveți grijă atunci când cumpărați și overall eu zic că jocul ăsta merită, mai ales la reducere, fără nicio problemă, mai ales că nu prea aveți foarte multe lansări de jocuri cu raliuri în ultima perioadă, da? În afară de VRC, nu este niciun nume în jocurile cu raliuri care a fost lansat în ultima vreme. Dacă vă știți vreun joc cu raliuri care a fost lansat recent, pe care eu nu îl știu, vă rog să mi-l spuneți, pentru că îmi place foarte mult să mă joc jocurile astea cu raliuri și nu știu, poate o să ne mai jucăm pe live, deși jocul ăsta este puțin mai complicat de jucat pe live, pentru că mie îmi place să citesc comentariile pe live și dacă mă joc nu prea pot să fiu atent la comentarii. Ultimul joc pe care l-am luat, de fapt nu este de Black Friday, dar am zis să îl includ, este Farming Simulator 22, un joc care mie îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult utilajele astea agricole, îmi place foarte mult să recoltez o grămadă de chestii, este un joc destul de relaxant și pot să spun că a venit cu o grămadă de îmbunătățiri, mai ales că avem acum jocul care rulează în 4K 60, de exemplu pe Series X și pe PlayStation 5 și în Full HD 60 pe Xbox Series, da? Jocul ăsta rulează destul de fluent și pe consolele de generații trecute, dar din păcate acolo rezoluția are mult de suferit din câte am observat eu. Cam așa arată jocul și probabil cu jocul ăsta cu siguranță o să mai facem live-uri. Ok, cam astea au fost jocurile pe care mi le-am luat eu de Black Friday. Sunt curios dacă voi v-ați cumpărat ceva de Black Friday, indiferent că este un joc sau altceva. Sunt curios ce v-ați luat, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. Ca atât din partea mea, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!